Salut! Eu sunt Alex și voi încerca în 3 minute să-ți arăt cum dai long sau short pe Binance. Intrăm pe Binance, USDM, da? În zona aceasta, dăm click pe el, USDT per picio. Am intrat aici unde ne arată un chart, Bitcoin. Bun. Ne asigurăm că avem bani. Dacă nu avem bani pe futures, apăsăm acest buton de aici. Dăm click pe el, ne va duce din spot. Ne alegem moneda pe care, locul unde vrem să transferăm, e USD Futures, iar aici moneda. Scriem, să zicem că avem USDT. Introducem suma, confirmăm. Vor ajunge banii respectivi aici. Pentru acest demo am 134 de dolari. Mai avem aici o zonă foarte importantă, da? Isolated și cross. Zona aceasta. Isolated și cross. Cross este când joci cu mai mult, pe mai multe coinuri, mai multe poziții și împarți accountul. Prima poziție care se lichidează, îți lichidează tot accountul. În mod isolated, când ești lichidat, pierzi doar margin. O să menținem isolated. Aici setăm levierul, da? Leverage-ul, cum s-ar spune. Între 1 și 125x. O să fac un alt clip să-ți arăt cum setezi levierul, cum îl calculezi. Aici avem două zone importante. Limit și market, da? Limit și market. Limit este fără comisioane. Îți pui un preț la care se va executa orderul tău și marketul este la prețul curent, dar la market plătești comisioane. Size-ul. Ăsta este câți Bitcoin vrei să vinzi sau să cumperi. Să zicem că vom da short din poziția asta, da? Introducem aici valoarea 0,04, să zicem, da? Aici, jos. Acesta este margin. Asta este pentru long și asta este pentru short, da? Aici este margin, sell, aici este margin, da? La fel, dacă este lichidată poziția, ne va lua încă un cost adițional. Mare atenție că ne punem stop loss-ul să fie sub marjă. Aici introducem take profit-ul și stop loss. Unde punem stop loss? Să zicem că dăm short din poziția asta, punem 50.600 stop loss și take profit, nu știu, să zicem că punem aici 49.578, da? 49.578. Și apăsăm pe butonul sell, da? Short. Apoi, dacă am vrea să dăm long, să zicem că dăm long din poziția asta, stop loss-ul l-am fi avut la 48.205, 48.205, take profit-ul, să zicem că ne ducem înapoi la 50.600. Apăsăm butonul de buy. Long. Alt lucru important pe care îl găsim aici. Acest calculator. Da? Asta este liquidation price. Apăsăm pe acest calculator și ne ducem aici la liquidation price. Ne alegem modul. Suntem în isolated. E one way mode, nu avem hedge mode. Și ne alegem long sau short, exact ce vom face. Să zicem că short, alegem 125x, entry price sau limit price, unde o să fie 49.000, să zicem 6.500. Cantitate, size-ul, adică pe care l-am introdus, 0,04. Balanța este de fapt marja pe care o punem aici, nu toată balanța accountului, ci marja noastră. 15.95 în cazul de față, da? Calculăm. Și ne spune că pentru un short, stop loss, liquidation price este 49.700, da? Atunci stop loss-ul nostru trebuie să fie sub această valoare. Să zicem 49.600. Același lucru pentru long. Să zicem că am intrat la 49.500. Punem la fel marja de aici, 19,18. 19,18. Același size, calculăm 49.217 ar fi liquidation price. Deci putem să ne punem un stop loss la 49.200. Nu acolo va fi stop loss-ul, nu așa se calculează o poziție. Acesta are doar rol de demo pentru a da cum dăm buy sau sell long sau short pe Binance. Ok, asta a fost tot. Eu am fost Alex, spor la trading, te-am salutat!